seara, sunt Florina Găzdaru și vă invit să urmăriți cele mai importante titluri ale ediției. Unitățile de învățământ din județ au fost controlate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Major Constantin Ene, al județului Bacău. De la începutul anului până în prezent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Major Constantin Iene al județului Bacău a desfășurat în unitățile de învățământ 248 de controle tematice în vederea eliminării deficiențelor privind nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. La începutul anului până în prezent s-au desfășurat 248 de controle la unități de învățământ. S-au constatat deficiențe, o parte s-au înlăturat pe timpul controalelor. S-au aplicat și sancțiuni contravenționale. Acum, principalele nereguli constau în punerea în funcțiune fără a solicita autorizații. Aceste activități au scopul de a conștientiza atât elevii cât și cadrele didactice cu privire la cunoașterea diferitelor tipuri de risc specifice județului Bacău, a măsurilor de prevenire a acestora, precum și comportamentului adoptat în cazul producerilor. Principalele nereguli constau în punerea în funcțiune a autorizației, neatestare persoane în cadrul tehnic, probleme la instalația electrică și parte de documente neactualizate. De regulă, școlile acum angajează un om bun la toate, care se pricepe un pic și la curent, se pricepe și la încălzire, se pricepe și de fapt nu face nimic ca lumea, tot din lipsă de fonduri și atunci nu mai avem. Înainte, dacă vă aduceți bine aminte, era electrician, era centralist, era mecanic, avea din fiecare. Acum le caută unul care se pricepe. Dar asta nu înseamnă că e și calificat. Și atunci apar problemele astea. Prin activitățile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență desfășurate de către personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Bacău, prin mediatizarea acestora, prin participarea la târguri și expoziții organizate pe plan local, se are permanent în vederea conștientizării populației privind respectarea regulilor minime de comportare în situații de urgență. Complexul muzeal Iulian Antonescu vă invită să participați la manifestările prilejuite cu ocazia redeschiderii Muzeului de Artă Bacău. Redeschiderea Muzeului de Artă Bacău va avea loc miercuri, 16 septembrie, începând cu ora 13, la sediul din strada Nicolae Titulescu, numărul 23. Băcăuanii sunt așteptați să asiste la expozițiile ce vor fi vernisate cu prilejul acestui eveniment. Se vor putea viziona lucrări de artă premiate din patrimoniul Muzeului de Artă Bacău, precum Nicu Enea 55, Saloanele Moldovei 25 sau Pictori Băcăuani Contemporani cu Nicu Enea. În cadrul programului va fi vizionat filmul documentar Nicu Enea și vor fi lansate albumul de artă Artiști Plastici Băcăuani în colecția Muzeului de Artă Bacău și albumul monografic Nicu Enea. Quartetul Orpheus va susține un concert de prânz, iar manifestarea se va încheia cu un pelerinaj la Casa Memorială Nicu Enea. Primăria Fitionești a achiziționat un buldoexcavator dotat cu lame, cupe și freză pentru înlăturarea efectelor calamităților care s-ar putea să se abată asupra comunei. În cadrul proiectului achiziție buldoexcavator prevăzut cu accesorii, finanțat prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, Primăria Fitionești a achiziționat un utilaj pentru rezolvarea unor probleme edilitar-gospodărești. Valoarea investiției este de peste 400.000 de lei fără TVA. În urma licitației electronice desfășurate în sistemul electronic de achiziții publice, a fost achiziționat utilajul având specificații precum putere de 110 cai, capacitate cilindrică de 3400 cm3, cutie de viteză automată, lamă de zăpadă cu acționare hidraulică, cupe pentru șpare, trapezoidală și detaluzare. Pentru locuitorii comunei Fitionești, acest utilaj reprezintă liniștea, siguranța și garanția că atât pe timpul iernii, cât și în cazul inundațiilor, nu vor mai rămâne izolați, deoarece se va interveni în cea mai scurtă perioadă la deblocarea drumurilor de acces. La achiziționarea acestui utilaj s-a avut în vedere amplasamentul comunei, aceasta fiind situată într-o zonă cu risc permanent la inundații, căderi masive de zăpadă și nu în ultimul rând la cutremure. Până în acest moment, remedierea acestor situații s-a efectuat prin intervenția utilajelor aparținând sferei private de pe raza comunei, implicând timp și costuri suplimentare.
Având în vedere acești factori, s-a dorit achiziționarea unui utilaj cu echipamente specializate ce poate contracara aceste fenomene și poate îmbunătăți intervenția și eficiența serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Fitionești. Inspectoratul de situații de urgență din județul Vrancea a demarat în această perioadă activități pentru conștientizarea cetățenilor cu privire la pericolul improvizațiilor la sistemele de încălzire. Odată cu revenirea anotimpului rece, cetățenii ar trebui să își verifice sistemele de încălzire din gospodării. Ideal ar fi ca aceste verificări și probe de funcționare să fie făcute de personal profesionist și specializat în domeniu pentru înlăturarea oricărui pericol de incendiu și asfixie prin emanație de monoxid de carbon sau fum. Cele mai predispuse sisteme de încălzire la astfel de pericole sunt sobele improvizate sau reșourile. Conform statisticilor, majoritatea incendiilor produse în perioada sezonului rece se datorează exploatării necorespunzătoare a sistemelor de instalații și încălzire utilizate în clădiri. Pentru evitarea incendiilor provocate de copii pe care frigul îi ține mai mult pe lângă și în casă, în această perioadă se vor avea în vedere următoarele. În încăperile în care există sobe, lămpi cu petrol pentru gătit și iluminat în stare de funcționare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor nesupravegheați. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu focul, lumânări, chibrituri, brichete. Nu este permis accesul copiilor nesupravegheați în depozitele de furaje, poduri, magazii, grajduri, cu mijloace care ar putea produce incendii. Copiii nu vor fi lăsați să folosească aparatele electrice de uz casnic, fiare de călcat, resouri, radiatoare. Pericolele pot fi cu ușurință anticipate și evitate dacă sunt curățate la timp coșurile de fum și dacă verificările sunt făcute cu responsabilitate. Nu uitați că de aceasta depinde viața dumneavoastră și a familiei. Sub deviza Alege, schimbă, combină, în perioada 16-22 septembrie va avea loc în Bacău cea de-a 14-a ediție a Săptămânii Europene a Mobilității. Organizatorii acestui eveniment, Primăria Municipiului Bacău, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Locală Bacău și Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, le propun cetățenilor municipiului Bacău să se gândească în această perioadă la opțiunile disponibile de transport local. Multimodalitatea în transportul urban, tema centrală a anului 2015, presupune alegerea unei modalități potrivite de a se deplasa, de a economisi bani, de a îmbunătăți sănătatea și de a ajuta în final mediul. Săptămâna Europeană a Mobilității va debuta miercuri, 16 septembrie, la ora 10, la Centrul de Afaceri și Expoziții cu masa rotundă, Multimodalitatea Alege, Schimbă, Combină, la care vor fi invitați reprezentanți din partea administrației publice locale, ONG-urilor, universităților, instituțiilor publice, agenților economici interesați de îmbunătățirea calității vieții în mediul urban. Săptămâna Europeană a Mobilității oferă oamenilor oportunitatea de a media pe marginea adevăratei utilități a străzilor din orașe și de a dezbate soluții concrete de combatere a anumitor provocări, precum poluarea, ambuteiajele, accidentele de circulație și problemele de sănătate. O victorie și un egal. Acesta este bilanțul echipelor de fotbal junior republicani ale liceului cu program sportiv Focșani în weekend. Au intrat pe teren formațiile de junior A ale LPS Focșani și CSMS Iași, două dintre cele mai bune echipe ale seriei 1 a campionatului național. Fără doi dintre atacanții săi de bază, Ursu și Comova, cu Zaharia intrat în repriză a doua, care încă nu era refăcut complet după o accidentare și cu un arbitraj ostil, formația pregătită de Alin Samoil Sava a terminat la egalitate o partidă al cărei rezultat a stat în cumpână până la final. Meciul a fost întârziat de la bun început din cauza arbitrilor băcăoani, care au întârziat un sfert de oră față de cea programată pentru start. Pentru gazde, începutul nu a fost întocmai un succes, deoarece în minutul 5 la prima lor acțiune la poarta gazdelor, ieșenii au înscris din penalti. Focșănenii au revenit în atac, iar în minutul 25 Pascu a reluat în gol. Cu un șut puternic și plata de la 25 de metri, mingea venită din centrarea foarte bună a lui Marin. Repriza a doua a început cu un gol primit în minutul 48, după ce extrema dreaptă a ieșenilor a făcut ce a vrut cu apărătorii gazdelor, iar mingea centrată de el a fost reluată imparabil în gol de un atacant al echipei CSMS Iași, 1-2.
Au urmat momente de dominare a oaspeților care și-au creat câteva situații de gol, iar la jumătatea reprizei centralul i-a dat al doilea galben lui Tănase pentru că a intrat fără încuviințarea sa după ce fusese scos pe tușă în urma unui fault dur lăsat nesancționat. Rămasă în 10 jucători, LPS Focșani s-a trezit la joc, a pus stăpânire pe teren și în minutul 80 Pârvu a egalat din mijlocul careului în urma centrării ca la carte a lui Grigorică. Primul joc din sezonul 2015-2016 al ediției a 6-a a campionatului de mini-fotbal pentru amatori Vrancea a avut loc la baza sportivă Energosport. 12 echipe s-au aflat la startul noului sezon în Liga 1, urmând ca alte 10 să debuteze în Liga a 2-a, începând cu data de 20 septembrie. Organizatorii ligii de mini-fotbal au stabilit sistemul de desfășurare al campionatului local organizat sub egida FMR cu jocuri tur-retur, urmând ca primele 6 echipe clasate să participe în play-off-ul competiției pentru desemnarea campioanei județene. Faza locală a Cupei României la mini-fotbal a fost desfășurată în sistem eliminatoriu până în finală cu participarea tuturor echipelor din cele două ligi. Campioana sezonului 2015-2016, vicecampioana și câștigătoarea fazei locale a Cupei României vor participa anul viitor la turneele finale organizate de Federația de Mini-Fotbal din România. În weekend a debutat ediția 2015-2016 a Ligii de Mini-Fotbal Amator, competiție care se desfășoară săptămânal la baza sportivă Energosport. După disputarea jocurilor din prima rundă, pe primul loc s-a instalat ACS Mausoleul Mărășești, care s-a impus duminică cu 5-1 în fața celor de la Alegria Câmpenească. Rezultatele și marcatorii primei etape au fost Arena Pamiro Construct 2-2, AS United FIA Carn 2-1, ACS Mausoleul Mărășești Alegria Câmpenească 5-1, Satori Geladi Grand Team 0-1, Green Garden Odobești Casa Panciu 3-1, 22 Grande Flux Sanorom Bolotești 2-3. Vă prezentăm în continuare prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, precum și alte informații pe scurt.
Aici punem punct jurnalului de astăzi. Echipa EuroTV vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară liniștită. La revedere!